Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur, etalare pentru aproximativ februarie. Nu uitați că poate deja se manifestă, poate se va manifesta martie, eu știu când sau în alte luni. Nu vă fixați pe calendarele umane, v-am zis de nu știu câte ori. În timp ce am amestecat seria aceasta de cărți, a venit rechinul. Și a venit și pe orizontal. E o energie foarte negativă. E o energie, da, negativă, de care trebuie să vă eliberați, care v-a blocat până acum. Este o energie masculină distorsionată sau feminină distorsionată. O energie feminină care se poartă masculin și nici măcar masculin, că e ok să mai fii masculin din când în când, să preiei conducerea în viața ta, să fii stabil, să fii asumat, să fii combativ. Uneori trebuie. Sunt femei singure care trebuie să se întreține sau să se lupte pentru familia lor. Dar e un masculin distorsionat, chiar dacă e femeie într-o energie masculină distorsionată sau dacă e bărbat la fel. Eventual, aveți oameni în jur. Pentru mine e o energie de stradă. Nu mai zic ce melodie mi-aduc aminte când văd această carte, dar e o energie de stradă, un vampirism energetic, emoțional, zonă de apă, a cuiva, poate chiar și sexual, scopul, scuză, mijloacele. Asta aud când văd această carte și a venit și pe orizontal. Eliberați, interesant, vorbeam de loialitate. Una, trebuie să vă transformați ca să vă atrageți oameni cu adevărat loiali. Interesantă energie feminină înaltă și energie feminină de joasă vibrație. Sau devorată de ființe de joasă vibrație. Mare grijă. 2 și cu 9, 11. Eliberați-vă de această energie care vă blochează ca să vă puteți transforma și să vă atrageți oameni de înaltă calitate, oameni care într-adevăr sunt loiali. Nu vă folosesc scopul, scuză mijloacele astea. Curățăm cărțile. Da, interesantă curse și prosperitate. Pentru prosperitate, scopul, scuză mijloacele. Mândrie, vanitate, orgolii. Asta vă. Hai să vedem ce energie a trebuit să aveți sau să vă inspire în această perioadă. Interesant, aveți 22. Nu știu ce sunteți aici, zodia, ascendent, lună, Venus, nodul nord. 22 este un număr maestru. Se reduce la 4. 4 înseamnă stabilitate. Stabilitatea este una, prosperitatea este alta, abundența la fel, bogăția la fel. Sunt cuvinte care la un dat seamănă, dar sunt diferite. Învățați. Învățați din lecțiile trecutului, din 2. 2 înseamnă relație, din relațiile trecutului. Din anul, interesant, din 2022, poate ar fi bine să mai reascultați sau să meditați un pic la niște lucruri pe care vi le-am spus referitor la vibrația anului 2022. Meditați un pic, ca să puteți să treceți de acest portal, să treceți înspre lumină, dacă vreți, evident. Că dacă nu vreți, puteți să rămâneți aici în 4, Matrix. E o diferență. 4 înseamnă foarte multe. Dar pentru mine, 4 uneori poate să țină și de Matrix, chiar dacă Matrix ține de 3D, dar... Dar mai vedem. Ideea este că trebuie să învățați. Ibișii în sacru. Nu mai zic că e sacru, dar Ibiși seamănă un pic cu Fenixul. În cultura asiatică este asociat Fenixului. E chestiune de transformare. Cineva vă arată calea. Uite, vino pe aici, vedeți? Vino pe aici. Doar îndrăznește. Stabilitatea este noi, apropo de 4. Stabilitatea este noi, nu în structurile în care trăim. Release. E o conexiune foarte sexuală, foarte atrăgătoare, foarte intensă. Eventual, renunțați la dorința de a controla, dorința de a avea. Sau poate, interesant ce mai simt, poate cineva... da. Sunteți între două energii feminine, eventual, dacă sunteți bărbați. Sunteți între două energii feminine. Ideea este că apare numărul 6, al iubirii. Dar și 6 care ține de îndrăgostiți, ține și de alegeri. Trebuie să faceți o alegere.
Trăiți într-o relație frumoasă în care există reciprocitate și abundență și învățați din conexiunile trecutului. 13 moarte și renaștere în tarot. Trebuie să renunțați la o conexiune cu o energie feminină foarte toxică. Văd, am zis, vorbim de feminin distorsionat, care vă ține, v-ar ține. Dacă voi vă simțiți acolo ca și energii feminine, poate că e o altă energie feminină care vă ține într-un anume fel, pe loc. Renunțați. Și deși acest jaguar și renunțare conceptual spune ceva, dar ca imagine evocă o sexualitate foarte puternică. Pentru unii poate sunteți, încearcă o energie feminină să vă țină prin sex, apropo de ce am zis. Renunțați pentru că veți descoperi un alt personaj. Bărbați, femei, nu știu ce sunteți, nu contează. Un alt personaj cu care veți avea stabilitate și sexualitatea aceea sacră, în care veți putea manifesta multe lucruri, nu veți sta în dependențe. Ce mesaj. Pentru cine vrea, la capătul setului de cărți, Eremitul, Zodia Fecioare, pentru, de patru ori, patru de spade, tot Eremitul, varianta mică, analizați, gândiți, e tăcere acum, este o însingurare necesară ca să vă transformați o de monede. Curățăm cărțile. Taur, Soare, Luna, Venus, Ascendentul, Dumnezeu în Taur. Februarie aproximativ, 2023. Nu e ca 22, cred că totuși ceva s-a întâmplat în 2022. Cineva vă cheamă acasă. Și când vorbesc de casă, vorbesc de casa sufletească, de familia sufletească. Odată, Taur, Soare, Luna, Venus, Ascendent, de două ori. Nu adunat în Taur, de trei ori. Februarie, aproximativ, 2023. Steaua, vindecați-vă. Vindecați-vă și proiectați-vă cât mai sus, cât mai înalt. Chiar dacă pare de neatins steaua, ia, de 10 de spade. 7 de monede, 2 de cupe, 7 de cupe și temperanța. O să clarific imediat. Apropo de învățătură și de ghidaj divin, aveți aici un ghidaj divin, cineva vă ajută să vedeți, da, cum să zic, îngerii v-au trimis un personaj în viață. Sau vă trimit periodic personaje în viață care vă ajută să vă echilibrați și în primul rând să vă echilibrați emoțional după un sentiment de mare trădare, după mari dureri, după mari decepții, 10 de spade. Dacă ascultă alte zodii să zică nu că pe mine m-a trădat, nu vorbesc de ce s-a întâmplat în viața voastră, vorbesc acum de zodia Taurului care se pare că a fost trădat, trădată la un moment dat. Cândva. Dar e drăguț. Sau e fain. Nu știu cum să zic, tot aia. Că, deși este prima carte, urmează cărți care arată că învățați 7 de monede. 7. Ține de Saturn, de învățătură, de răbdare. Investiți în creșterea voastră. E acest pom care urmează să crească și vedeți aici este lumină, aici e lumină, acest pom urmează să crească. Voi creșteți, voi vă transformați. Poate că un prieten, o prietenă, o colaborare, un suflet pereche poate să fie și o iubire, vă ia alături, vă arată calea, vă susține energetic, poate și fizic. Interesant, între 2 de cupe aveți 7 de monede, 7 de cupe, tot numărul acestui an. Echilibrați-vă. De fapt, 2 de cupe e un echilibru. Aici sunt 2 cupe și aici sunt 2 energii. Solară sau diurnă și nocturnă. Luna și soarele. Da? Care trebuie să fie în echilibru. Știți, ambele cărți reprezintă răbdare. Răbdare. Ca să creșteți, ca să vă vindecați de acele decepții. Ca să vă echilibrați în această colaborare, prietenie, dragoste, ce-o fi, răbdare.
Dar interesant, doiul, acum îl asociez și iar aveți 2, 22, cu niște decizii. Ce să aleg? Construcția sau opțiunile pe care le am? Vedeți că printre opțiuni sunt câteva foarte toxice. Lăsa să se ducă, release, ia uite, lăsa să se ducă șarpele ăsta, release, release. Și șarpele sunt element, are conexiuni sexuale, falice, magice, da? Lăsați acea conexiune să se ducă, lăsați-i. Vezi că încă vă țin pe loc. Încă nu știți, stați și vă gândiți, ia uite. Și poate să fie un bărbat, că aici apare de două ori un bărbat. Un bărbat care a fost trădat de cândva, de cineva, de o femeie. Lăsați-o să se ducă, concentrați-vă pe vindecarea voastră, că aveți în preajmă, dacă nu ați întâlnit deja, urmează să întâlniți. Am zis, un suflet pereche care vă va, și când vorbesc de suflet pereche, nu vorbesc musai de amorul, de dragoste, poate se va transforma. Dar nu asta e esențial, ci conexiunea dintre voi, telepatică, empatică, spirituală. Și acest personaj, repet, vă va ghida într-o altă direcție. Aveți răbdare, reconstruiți-vă, creșteți, creșteți, creșteți. La capătul setului de cărți, uite, 6 de spade, regina de monede și justiția. Poate trebuie să lăsați în urmă o mamă, o relație de lungă durată, poate un alt semn de pământ, un personaj cu care ați avut un contract, cu care ați avut o afacere, cu care ați construit ceva. Lăsați în urmă. Sau poate ei au plecat, nu știu, ar variază și asta, dar 6 de spade, lăsați în urmă și mergeți către ce? Către reconsiderarea voastră, revalorizarea voastră, reconstrucția voastră financiară, dar repet, nu strict financiară, ci și emoțională, pentru că pământul, am spus de nu știu câte ori, sper să se rețină, pământul fără apă se crapă, se crapă. Hai să vedem. 10 de spade. Clarificăm pentru Taur și Taurițe. 10 de spade. Și interesant, am vorbit de 2 de 7. Deci aveți în acest moment... două opțiuni. Să vă reconstruiți și în această reconstrucție vă va ajuta, repet, un suflet pereche, doi, da? E o relație. Voi și încă un personaj care suflet pereche, poate să fie și vindecător, poate să fie și profesor, poate să fie orice într-o anumită formă. Poate să fie și iubit, iubită, viitor, soț, soție, partener de afaceri, poate. Și o altă relație, da? 7 de cupe, în care v-ați păcălit. În care au fost elemente toxice, repet, dar renunțați, lăsați-i tot să țin de voi, se agață, ei nu vor să renunțe, dar voi va trebui să renunțați. Și să vă vindecați. Și ea nu mă interesează ce veți spune voi cei din alte zodii care relaționați cu Tauri. Eu acum vorbesc despre Tauri, ce ori fie ascendent, soare, lună, Venus. Sper să învețe ceva, să primească măcar un mesaj important pentru ei în această perioadă, chiar dacă poate nu toată etalarea rezonează cu voi, dar ascultați totuși, dacă sunteți ascultați cu răbdare, cu atenție, ceva trebuie să fie și pentru voi, un mesaj măcar, că etalare colectivă, ia uite. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și învățați să puneți granițe personale. 7 iar apare. În acest an învățați să puneți granițe personale, mai ales în fața opțiunilor, a relațiilor toxice și a relațiilor care vă trag în jos, vă trag în Matrix, în întuneric, în dependențe, codependențe, mai ales sexuale. Au 10 de spade. 10 de spade. Asul de spade, asta e o nouă înțelegere a situațiilor prin care ați trecut. Înțelege, sper, că aici e învățătura, înțelegeți de ce ați suferit, de ce a trebuit și...
să treceți prin niște situații. Înțelegeți și e mare lucru. Vă felicit dacă înțelegeți. Dacă nu, urmează. Plus că și înțelegerea asta vine, știți cum e, ca la învățătură. Cuvânt cu cuvânt, ecuație cu ecuație, rezolvată, ați mai crescut un pic, intelectual, mental, spiritual. Știți, ca la examen, că văd aici chestiuni care țin de matematică, de chimie. Ca la un examen. Și 7 este numărul lui Saturn, care ne învață, ne dă lecții grele, nu ușoare. Ca la un examen, să zic. Aveți niște subiecte de rezolvat. Faptul că l-ai rezolvat pe primul nu îți garantează că vei trece sau că... Da, unii se mulțumesc cu nota de trecere, da? Cu un 5, un 6. Haideți, doamna, dați-mi un 5 ca să trec clasa. Știu cum e că am fost profesoară. Nu. Haideți să treceți onorabil. Pentru că nu aveți de trecut doar o clasă. Aveți de trecut printr-un portal energetic de eliberat o mare problemă, să zic. Și învățați, încet, încet, cuvânt cu cuvânt, ecuație cu ecuație. Poate asul de spade, discuția cu cineva va aduce lumină. Ca asul poate să fie și discuție. Este cuvânt, gând. 7 de monede pentru Taur și Taurițe. Asta vrea să apară, dar apăruse... Dar e drăguț, a apărut se normal și apoi s-a pus pe orizontal. Cavalerul de spade, l-am mai văzut și mai devreme. Nu vă grăbiți. E drăguț. Dacă cineva încearcă să vă grăbească, cavalerul de spade vorbește impulsiv. Sau dacă aveți tendințe impulsive, calmați-vă. Calmați-vă că nu e cazul. Aveți răbdare. Lucrurile de valoare, știți bine, se construiesc cu răbdare. General, astea sunt lucruri care țin de elementul pământ, de construiți-vă, transformați-vă, munciți la biroul vostru, 8, 9, 7, 8, 9, aveți de construit independența voastră, valoarea voastră, ia uite. Dincolo de fricile, de a fi în colaborări sau în relații conflictuale, 5 de bâte. Iar apare elementul ăsta de stradă. Acum, pe cavalerul de spade, faptul că a venit, era că pe ce să vină invers, ar veni pe orizontal, îl văd ca pe un street boy, playboy sau bad girl, ceva de genul ăsta. Energie negativă. Scopul, scuza, mijloacele. Poate că cineva încearcă să transmită niște bârfe, să vă blocheze printr-un anumit tip de comunicare, dar vedeți, vedeți și nu-i lăsați. În momentul în care plecați, cei din trecut tot încearcă să vină, aveți răbdare. 2 de cupe. Ce interesant! 5 de monede invers. E drăguț. E un suflet pereche care vă ajută să nu vă mai simțiți singuri. Vă dă un anume... 5 merge către 4. Vă dă un anume sentiment de stabilitate acest personaj. 2 și cu 4, da? De 2 ori 2 înseamnă 4, da? 2 cupe, 2 mâini. Cu alte cuvinte, și suflet, dar și trup. Trup și suflet, interesant. Rămâneți, descoperiți mintea. Dar trup și suflet, sunteți unul lângă celălalt. Și când vorbesc de trup, da, e trup, dar poate să fie și corpul energetic. Sufletul e suflet, corpul energetic e altceva. Dar în fine, acest personaj vă ajută să vă dă încredere că veți depăși problemele financiare cu răbdare. Uite, sunt aici. Va fi bine. Dacă v-ați separat de sufletul pereche din cauza personajului acesta impulsiv care v-a dezamăgit, repet, aveți o trezire. Asul de spade. Și chiar dacă vor mai încerca cei din trecut, cele care încearcă să se agațe de voi, să vă țină pe loc, cu răbdare, cu răbdare, aș spune că investiți în sufletul pereche, care v-a fost alături și vă va fi și este când ați avut probleme financiare, când v-ați simțit singuri. Asta e cartea însingurării. Nu a însingurării voite.
vă simțiți singuri, simțiți că v-a părăsit lumea, că nu mai aveți finanțe, că nu știu ce, că v-au trădat, v-au luat banii, v-au, da? V-au, poate chiar și o agresiune fizică, mentală. Vă încuiați în casă sau vă simțiți ca și claustrați, încuiați, izolați de alții. Dar uite, lângă acest suflet pereche nu mai e așa. E altceva. Aud că au cheia la sufletul vostru. Clarifică în 7 de cupe. Pentru tău și tăurițe. Și repet, suflet pereche, poate să fie un amor, o dragoste, o iubire adevărată, dar iubirile adevărate pot să înceapă prin prietenii, prin colaborări, prin, eu știu, cursuri împreună. Că tot vorbim de învățat sau ceva. Ceva, repet, ia uite, cineva vă arată. Uite, vino pe aici, nu te mai simți singur, izolat, vino aici, aici, vei fi în familia ta. Vino acasă. Ce frumos. Vino acasă, în familia sufletească, în lumină. Casă. 7 de cupe pentru tau și tăurițe. Nu vă mai izolați și iluzionați. 4 de monede. A zis că cineva tot încearcă 4 de monede. Ia, personajul ăsta care ține, tot încearcă să se agațe de voi. E un personaj care se agață, de fapt, unul și cu 3-4. Interesant, da? Să nu vă agățați, în primul rând, să nu vă agățați voi de iluzii, de opțiuni, de alte persoane care par sexy, care par bogate, care par puternice, dar nu sunt și nu au fost lângă voi când v-a fost greu. Interesant, apare 4 de monede în două ipostaze, dar atât de diferite. Atât de diferite. Ia uite, moarte și renaștere. Apropo de 13, moarte și renunțați. Da, renunțați. Nu vreau să mă fixez pe zodii pentru că este o prostie, dar eu altceva vreau să zic. În această transformare a voastră, vedeți, steaua aici în spate, dincolo de vol. De fapt, aici capul, în mintea voastră, a trebuit să fie dorința de vindecare, de a merge spre lumină, de a înțelege, regina de spade, asul de spade, de ce ați fost trădați, de ce v-ați simțit trădați, de cineva posibil din copilărie. Poate totuși cineva, un suflet pereche, vă arată, vă explică, 6 de cupe, un personaj cu care, 2 de cupe, 6 de cupe, cu care rezonați și emoțional și mental, am vorbit de mental, posibil. Poate ca și semn de pământ aveți de renunțat la un alt semn de pământ. Eu asta, iar parcă a mai venit mesajul ăsta mai devreme. Aveți de ales între un rege de monede și o regină de monede. Între a fi voi independenți și a depinde de altcineva sau de a colabora cu cineva. Însă, dacă alegeți corect, dragii mei, meditați, vindecați, știți când alegeți corect, în momentul în care începeți vindecarea, poate nu în primele momente ale vindecării, dar la un moment dat, în momentul în care se mai rup din aceste legături, stringuri, ascultați videoclipul cu stringurile, liberarea de stringuri, în momentul în care se mai rup aceste stringuri, legături energetice foarte profunde, foarte intense, care vin chiar din alte vieți, atunci veți începe să alegeți corect. Oameni care oferă reciprocitate, vă și mai devreme, oameni cu care puteți să aveți colaborări fructuoase. 2 de cupe, 4 de bâte. Nu care se agață de voi și nici voi, Doamne ferește, să nu vă agățați de nimeni, pentru că nu-i bine. Temperanța. Tauri și tăurițe.
Vreau să spun în timp ce amestecam că poate cineva, posibilă figură masculină, să aibă tatuaje pe el. Însă, temperanța și valetul de bute. Inițiați această împăcare sau reconsiderare a oamenilor cu care puteți învăța, cu care puteți crește, cu care puteți, vă puteți alina sau care vă alină. Reconsiderați un pic și inițiați valetul de bute. Vorbiți despre situațiile prin care treceți. Și știți ce mai auzi? Ce frumos! Ia uite, da, sunt 9 de spade, griji. Ia uite, alegeți, exact ce am zis, alegeți între regina de cupe, între personajul care vă alină, vă susține și personajul care vă chinuie mental, vă torturează și vă torturează pentru că ei sunt chinuiți mental, probleme mentale posibil. Eliberați-vă, n-aveți nevoie de oameni care se simt vinovați, care se simt, vai, mai părăsit, ce o să fac, că nu pot, mă omor. Băi, pardon, fă ce vrei, mă, cu viața ta, nu-i treaba mea ce faci tu cu viața ta, treaba mea este ce fac eu cu viața mea. Atât timp cât eu nu-ți fac ție niciun rău, e problema ta ce faci, ce decizii iei. Nu știu cum să zic, nu vă mai încărcați voi cu vinele, cu vinovățile transmise de alții. Dar, 9 de spade. Și regina de cupe, ce diferență? Posibil să fie o tăcere între acest personaj care vă susține, ia uite, regina de cupe, regina de spade și steaua și 6 de cupe, am zis eu. Puteți să aveți un parteneriat, regele și regina de monede, iar puternic, în care construiți o relație frumoasă, frumoasă, 4 de bute, în care aveți reciprocitate, în care aveți empatie, în care aveți comunicare mentală, în momentul în care renunțați la ce? La diavol. La oamenii. Nu pleca, te rog frumos! Tu vrei să pleci? Înspre împărăteasa ta, înspre abundenția, uite, înspre asul de cupe, înspre 9 de cupe, iubire, dragoste, vrei să pleci? 3 de spade, de bute, distanță. Îți faci planuri de călătorie, că vrei fericire și nu, te rog frumos, nu că o să mă schimb, îți promit. Băi, pardon. Pentru cine citesc, nu știu, dar știți bine că există cineva care trăiește așa ceva. Așadar, comunicați că vreți ca personajul respectiv să aibă în continuare răbdare cu voi, sufletul vostru pereche, să aibă răbdare, să vă explice, să... Vreți să investiți? Așa aș spune. Dacă nu, poate totuși. Ia. M-a picat cărția. Stai cu minte. Ia uite, demonstrează dragoste și legătură spirituală, conexiune spirituală, exact ce am zis mai devreme. E un personaj care vă trage în sus. Energie feminină, sănătoasă. Și eventual demonstrați dragoste față de acest personaj. Nu mai încercați să demonstrați nimic față de cei care vă țin pe loc. Ia uite, dragoste, I love you. Ia uite și dragoste adevărată, sunteți nebuni. Faceți diferența între dragoste și codependență și obsesie și adicții. Ia uite, minciuni. Mai, nu se poate. Și în primul rând, acest I love you, această declarație 20, trebuie să vă faceți față de voi. Mai, mă iubesc cu toate defectele, cu toate greșelile, cu toate, eu știu, situațiile prin care am trecut. Și vreau să renasc. Mă iubesc și mă transform. Tocmai pentru că mă iubesc, vreau să renasc, să ascensionez, apropo. Frumoase cărți. Până la urmă, chiar foarte frumoasă etalarea. Reflectați la prioritățile voastre. Care sunt prioritățile voastre? Dacă nu voi, dacă nu dragostea, dacă nu sănătatea, nu? Și exact ce am zis, faceți-vă timp pentru stimă față de voi, dragoste față de voi, dar nu obsedantă, nu egoistă, nu... Da? Și apoi preluați exact ce am zis. Inițiați conexiunea viitoare. Ce urmează să construiți prin acest parteneriat benefic? Parteneriat, prietenie, dragoste, ce-o fi, benefică. Go for it! Dar gândiți un pic înainte. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup. Numai bine. Ciao, ciao!